Bună, draga mea! Sunt luna ala! Aprilie va fi o lună stabilă pentru tine, când sănătatea bună, o atitudine pozitivă și o vitalitate ridicată te vor ajuta să faci față cu ușurința afacerilor și problemelor. Energiile berbecului încep să-și piardă din intensitate. De ce? Ele sunt înlocuite de energiile taurului. Ca urmare, atmosfera devine mai calmă și mai propice realismului. Oamenii din jurul tău vor fi mai pretențioși și mai greu de convins. Luna aceasta așteaptă puțin mai puține facilități și mai multe provocări. Pe tot parcursul lunii va trebui să negociez cu încăpățânarea lui Mercur în Taur. Din 22 aprilie, odată cu începerea mersului retrograd pentru Mercur, te vei confrunta cu negarea categorică a tot ceea ce este nou. În loc să ridici din umeri în situația ta, Marte cere să fii persistentă în timp ce aștepți să vină vremuri mai bune. Profite de șansa să vezi detaliile pe care le-ai ratat și care, foarte posibil, sunt sursa acestor neplăceri. dragoste, presiunea din menghina în care te afli devine din ce în ce mai puternică. Să nu crezi că cerul complotează împotriva ta. Nu asta este deloc ideea. Dacă vrei ca sfera ta amoroasă să continue să prospere, va trebui să faci niște concesii. Cum? Doar nu încerca să-ți aperi independența în fiecare minut, în fiecare vorbă. Sfat, luna aceasta, Uranus este gata să-ți dea un ultimatum. Pentru a evita acest lucru, supuneți dorința de independență. Ia în considerare ideile altora. Chiar dacă tu crezi că sunt depășite, zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!